fost convocați astăzi prin dispoziția primarului numărul 408 din 19-11-2021, ședință ordinară. La ședință sunt prezenți toți consilierii, deci este statutară și dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Dar înainte de asta, domnul primar, înțeles că vreți să retrageți primele două funcții din ordinea de zi. Nu avem avizele necesare și trebuie să retragem. Da, din lipsa avizelor retragem ordinea de zi. Proiectul de organizare a rețelei școlare din Comuna Funcești de Bacău pe anul 2022-2023. O să le introducem după ce primim avizul de la Inspectoratul de Învățământ. Și proiectul de hotărâre privind acordarea unor burse școlare de merit pentru anul școlar 2021. La fel n-am primit raportul argumentativ la școală cu număr de elevi și nominal. Persoane care trebuie să ne așteptăm să domnul director cu doamna contabilă să ne dea documentele și sperăm că vreo săptămână, două, e posibil să mai avem o ședință din Consiliu pentru rectificarea bugetului și o să ne introducem atunci dacă primim documentele. Este punctul lor de ordine să ne putem da citire. Da, și dacă, așa cum studiat procesul verbal la ședința anterioară, vă rugăm să supunem la vot și vă rugăm să vă exprimați. Cine este pentru? Potrivit, abține toți. Dăm citire ordine de zi la ședința de astăzi. Având în vedere că primele proiecte s-au retras, trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Puncești, Județul Bacău, pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06-12-2021. Inițiator, domnul primar al Comunii. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 58 din 30-09-2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform ordonanței de urgență a Guvernului 16 din 2021 pentru proiectul de investiții înființare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Pâncești, județul Bacău. Ordonanța 15. Am scris. Diverse. Se la 5 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Dăm citire primului proiect. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale, Comuna Puncești, Județul Bacău, pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06-12-2021. Inițiator, primarul Comunii. Aveți cuvântul, domnul primar. După cum știți, Comuna Puncești este membru ADIS cu drepturi depline ca și reprezentant legal de viceprimar, în speță doamna Irimea Paula. Și noi trebuie, pentru ședința de astăzi, trebuie să aprobăm prin mandatarul care e delegat de noi, că suntem pentru la ședința care se... Cu aprobarea ordinii de zi la ședința ADIP. Deci ei prezintă online toate ordinele de zi ce au acolo și doamna viceprimară să intre în... Deci vreau să practic mandatați pe doamna viceprimară să fie și să fie pentru. Dacă vreți să o vă citim. Ordinea de zi de ce da. Se supune spre ordinea de zi adunării este următoare. Se supune spre aprobarea efectuării cheltuieli mai mari de 1/12 pentru anumite produse și servicii care trebuie să asigurate pentru anul 2022 în cazul societății.
propusă prin nota întocmită de către Servicii și Achiziții Publice în conformitate cu prevederea articolului 8G26-92 și articolul 11 al alineatul 2 litera J din act constitutiv al societății. Punctul 1. Punctul 2. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitatea de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din Registrul Comerțului, pe cum și a persoanei care va hotărâ adoptarea. Punctul 3. Divers. Deci, practic, noi în ADIB, în momentul de față și de mulți ani în urmă, plătim cotizația și suntem membru ADIB în sensul că dacă terminăm canalizarea și o să le dăm la pachet la societăți care sunt în ADIB de exploatare ape sau dacă mai sunt anumite proiecte care se derulează prin ADIB, cum se derulează prin ADIB cu un presă sau cu diverse proiecte europene, suntem membru de plin și avem dreptul de egal. Deci, în cazul de față, în afară de cotizația care am notat în fiecare an, 5.000 de euro, să fac mai seama, 5.000 de euro. Și reprezentantul legal. La fel, mai avem la o ședință pe 12. Bun, aici o să fie pe 25, azi e una. Nu o să ține, că nu au mă cu 6, nu? Deci asta e prima. Supunem la vot proiectul privind hotărârea asta. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 58 din 30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform ordonanței de urgență a Guvernului 15 din 2021 pentru proiectul de investiții, înființarea sistemului de canalizare și stație de epurare în Comuna Buncea, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Buncea. Da. Vorba de proiectul de apă, după cum știți, noi am făcut modificări în două sensuri. Una, prin ajustarea prețului, conform ordonanței de guvern, prin care s-au ajustat, și diferența între devizul, între suma licitată și devizul general, sau prima, cum am făcut, hai să luăm direct de aici. Deci, practic, după actualizarea sumei, prin conform ordonanței 15, s-a mărit la 11.248.213 lei. Deci era 110 miliarde din bani vechi, ca să înțelegeți, și acum este 11.248.215, conform ordonanței 15, prin ajustare. Dar noi avem identificare. TVA inclus, valoare eligibilă, 10.813.759, valoare ineligibilă 434.453,90. Și trebuie să aprobăm chiar un act adițional la contractul de lucrări privind înființarea sistemului de canalizare și stație de epurare în Comuna Funcest, județul Bacău. Deci, vă cunoșteți, au fost multe segmente de drum, care, de canalizare, pe anumite drumuri, care n-au fost prins în proiectul inițial. Și acum am făcut o prelungire la proiect, pe cuantenele care urmează să fie. Noi o să vi-l prezentăm la ședința următoare, prelungirile pe care vrem să le facem, și documentația trebuie trimisă la PNDL spre aprobare. Dar, practic, acum aprobăm numai devizul general, modificările care vreodată de puterea valorile. Da, de la 11, da. Valorile și actualizate. S-au actualizat conform ordonanței 15 pe 2021.
Stăteam în faza la canalizare, suntem aproape de finalizare, 90% din care e făcutul, mai urmează racordarea statului, mai sunt două stații de făcut la DNS, care nu s-au mai folosit din cauza. E vremea întârziată și lucrează betoane și nu se riscă să mai e toată betoane de aici acolo și o să rămână prin primăvară. Și instalația electrică care lucrăm acum la toate branșările, cum zicem noi, legăturile între stațiile de pompare și stațiile de depurare și liniile electrice se face de către Consiliul Local de Primărie pentru exploatare. Când noi o dăm până în exploatare. Dacă nu mai este nimic, supunem la vot. Cine este pentru? Trece la punctul numărul 5. Diverse. Cine este acum? Da, la diverse. Solicitare din partea școlii. Da, pentru o solicitare din partea școlii. Către Consiliul Local Pâncești, Sfântul Marian Gabriel, director al școlii gimnazial numărul 1 Pâncești. Vă rugăm să ne sprijiniți pentru plata obiectivului achiziției de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online. În cazul comunei Pâncești de Bacău, cod SMIS 14270, deoarece la această dată suntem în imposibilitatea de a face plăți datorită blocării codului SMIS, neavând un certificat digital valabil, iar banii pentru POC nu sunt și urmează să se vireze de către Ministerul Abilitate. Cu acești bani ar trebui să plătim următoare facturi. Investiții necesare pentru plata facturii ESCU-i. 10, 18, 82, 27 din 05, 11, 2021, valoare de 67.664 de lei și 29 de bani pentru laptop. Cheltuieli pentru participarea la proiectare, proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale pentru toate următorilor factori. Factura seria BYCT numărul 141-90-266 din 10-11-2021, de la Vodafone, în valoare de 170.000 de lei, 126.000 de lei și 57 de lei. Reprezintă tablete. Factura serie B, numărul 202-44-06-90-2021, de la Paz Martis, în valoare de 31.043-77 de lei, reprezintă videoproiector. Factura serie B, numărul 202-44-07-27-2021, tot de la Quartz Mars, în valoare de 6.759,20 de bani, reprezintă camera videoconferință. Factura seria UCO, numărul 22-48-9-08-12-2021, în valoare de 10.662,40 lei, reprezentând ecran proiecție. Menționăm că prin nerespectarea termenului de plată suntem obligați conform articolul 9.2 din contract, în cazul în care achizitorul nu onorează factorul în termen 30 de zile, atunci aceasta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% pe zi din plata nefacturată. Face mențiunea că valoarea facturilor totale este de 286.256,27 de lei și ne angajăm ca până la sfârșitul anului 2021 suma împrumutată să fie nerambursată, să fie rambursată. Vă rog, mai tare. Nu. Deci proiectul total acoperă suma totală 266.200 de lei. Dar, în schimb, deci eu am făcut achiziții, că le-a cerut un proiect prin POC, cum au avut proiectul ăsta, le-a cerut să aibă facturile. Deci, inițial, ar trebui să facă facturile, fără să primească marfa, dar trebuia să-și asume firma respectivă, că și cei care emit facturile, știți că plătesc TVA-ul și nu prea dă facturi fără să aibă o clauză contractuală.
Au făcut facturi, le-au adus marfa, au recepționat-o. Deci tot ce am citit aici, valoare de 286.000, 2.260.000, sunt în școală recepționate. Deci au toate obiectele astea primite. În schimb... Nu s-au blocat. S-au blocat ei că trebuia prelungit semnătura electronică. Pe numele, de data asta trebuia să-și facă domnul director Radu, care a înlocuit toată doamna Iulia. Și eu prelungit-o tot pe doamna Roșu. Să nu știu cum a făcut, că s-a încurcat să nu mai luat bani și să termina pe axa 1 și să-i treacă de acum pe axa 2. Și acum firma ne cere penalități. Eu vin cu rugăminte cu două, dacă aveți bani, să-i împrumutăm, că până la sfârșitul anului îi dăm înapoi. Astăzi am vorbit cu părintele, după ce o dat astea, așa am mai discutat anumite aspecte de aici. Și dânsul să zice că pot să vin în câteva zile, dar am niște sincopii să devină bani în câteva zile și atunci nu mai fi nevoie. Deci noi nu hotărâm acum. Cum am prezentat doar. Doar așa, informativ. Deci e foarte greu de crezut că noi putem să dăm 3 miliarde astea, de unde și nici nu avem să-i dăm, că noi n-am avut. Dar mai întâi și voi să lasă și să ei au vrut cumva să asigure că au de plată, domnul ăsta, 0,01% pe zi, că ele sunt facturate în data de. Deci eu am sugerat să fac un storm cumva, chiar dacă dă și marfa înapoi, să anulez facturile, cumva să... Nu știu ce soluție au. Încercat să iau legătura cu consultantul lor, văd că nu au răspuns la telefon și... Nici nu prea e treaba mea să... Că proiectul e făcut de către școală. Director cu contabil. Deci da, dar ajutat, dar și prin bază legală. Știți, să avem și bază legală și să avem și de unde. Știți că... Acum... Mi-am identificat niște sume acolo, până în 40-50 de mii de lei maxim, care am putea să-i avem. Dar nu știu dacă putem să... Deci banii ăștia care o să vină, o să vină prin bugetul primăriei, prin contul la noi la primărie, știți? Și cumva am vorbit cu domnul contabil, zic că ne putem retrage, deci nu că nu ne-am putea recupera. Se poate, dar prin da. Da, se poate, dar problema e să vină și când vine. Că dacă trecem de anul ăsta pe la anul, e și cam sfârșit de an, dacă era pe la jumătate anului, zici că îi dai pe 3-5 luni, atunci și că îi dăm acum așa specific aici, că până la sfârșitul anului 2021, suma împrumutată va fi rambursată. Nu garantează nimeni când plis să te ții de înapoi, dar... Dacă Consiliul... Există riscul să nu primească banii chiar dacă... Nu, există... Nu, eu nu cred că există riscul să nu primească, dar există riscul să nu îngească. Că noi cu porul, care e POC-ul și porul, aceleași linii de finanțare, mai început de acum 2 ani construcția din lângă primărie și am zis că am oprit-o. Mâine avem iar control, alaltă luni, pe 22, am dat vreo 18 reglementări cu anumite chestii care am mai dat încă de vreo 3 ori până acum. Și am zis că ne-au asistat lucrările în ideea că nici după un an și ceva nu am semnat cea de finanțare. Nu avem contract finanțare. Și atunci ei ne-au zis, doamne, chiar dacă aveți lucrări neeligibile, nu stai cu de separat, e din total lucrarea. Și dacă lucrează, nu vă mai dăm bani. Și atunci am insistat până când contractăm. Adică vreau să vă zic că se derulează în pas de miel proiectele astea. La ora școală, acolo, contează când a fost făcut, contează dacă ai bani când faci achiziția sau nu ai. Nu poți să achiziționa materiale fără să ai bani cu genul. Acum, o vină au și firmele... Ei au clauză contractuală, ei se aplică clauză, atât de plecată, blochează conturile și nu o să mai iau bani. Ai cum aveți, le-au primit, l-au da. Deja le-au primit. Le-au primit 4 luni. Le-au primit 4 luni.
Vedeți că ne-ați dat o prima factură de 67.000, pe 0,5 au 11, deja au trecut. S-a încheiat contractul și... Nu, e ultima asta, 11, dar e din la 10.11.2020. Din 29.10, din 29.10, din 29.10, că nu au câteva zile și s-au făcut 30 de zile alea, pentru penalități. 08-11, deci au mulți și... Cât de grai credeți la societății care au avut? 30 de zile au trebuit în contract. Trebuia o clauză acolo, că plata se va face când primești banii de la POCO, dacă... Mă rog, nu știu ce contract, o să bat la un sectar, mai am anunțit și documente au și... Dacă putea să-i sprijinim, dacă aveam în bază legală și dacă... Dacă era o sumă mai mică, mai găsam. Regulul mântie în contract, până la totul duci la clauză. Da. Și la plată. Cum efectuezi plata, că poți să trebalezi anumite chestii. Dacă tot e vorba de școală și de... Asta vreau să vă mai duc la conștiință și să vă cer toată pe divers sau un accept, dacă putem să demarăm sau să pregătim un următor proiect. Despre ce e vorba? Toate școlile care au primit microbuz școlar până în 2007 au fost renumite. Acum urmează în 2008, la nivel de țară. La nivel de țară, în 2008, ar fi trebuit să primim pentru microbuzul care e la Petrește, microbuz nou. Am văzut pe planul PNRR la învățământ, 1700 de microbuze și mai avem 2000 de comun. Deci, garantat, va ajunge și la noi un microbuz școlar. Problema e că toate 1700 de microbuze sunt electrice. Acum, când o să ne dea microbuză, o să stăm cu el pe priză, că se încarcă și la priză de la școală, dar durează între 12 și 14 ore sau să ai stații de încărcare. Acum am mai discutat cu... Trei 80. Bine, aveam și 380, că aveam și aici, aveam la Pâncer, n-ar fi problemă, dar el se încarcă foarte greu fără stație. Și atunci ar trebui să creăm o stație de încărcare electric pentru instituții publice. Și am văzut în ghidul de ieri al altă, de aprobat în monitorul oficial, că se aprobă până la 1 milion de lei, deci 10 miliarde de lei, pentru construirea unei stații electrice la toate orteurile, la nivelul comun nostru, la nivel de comun mai mare sau oraș, sau valoare care... Dar noi vorbim pentru comuna Pâncer. Ideea e că viitorul cam ăsta ar fi spre... pentru reducerea CO2 ar fi trecerea de combustie internă, de combustibil fosil cu electric. Și dacă primul pas se va face cu microbuzele școlare, al doilea, sigur, îmi face cu un autoturist la primărie care tot pe electric trebuie luat, că o să impună chestiile astea, deci nu putem... Nu puteți să facem o Tesla. E ca o Tesla, țăcurii sau cele, dar... acum stăteam și mă gândeam cum pune problema, ce să facem, întâi stația sau mașinile să le avem întâi, și ca cu și găina. Dar până la urmă, eu cred că stația e necesară chiar dacă staționează undeva. Și noi locuri am avea fi... După aia, unde da. Stațiile, deci proiectul pentru stații de încărcare electrice este eligibil 100%, deci când plătim proiectul, deci într-un milion de lei, 10 miliarde de lei se încadrează cumpărarea stației cu tot ce ține de... Plus, inclusiv proiectul e eligibil, deci sumele de proiectare și de consultație, tot din banii aia, de la PNRR. Am văzut tot pe planul PNR, se vorba de, nu știu câte mii, 8.000 de stații de încărcare electrică. Și, sigur, pentru SMS vor fi bani. Acum, eu am trecut așa la diverse dumneavoastră, dacă spuneți, doar unii interesează, noi mergem cu motoare pe apă, de exemplu, sau pe combustie internă, nu mai facem. Dacă credeți că e valabil, că noi ce trebuie să punem la dispoziție pentru proiectul ăsta? Un teren care am avea posibilitate fie aici, în locația asta unde suntem noi, undeva
Că stația nu e publică, să fie înțeleasă, pentru instituții publice, nu e publică, nu orice om care își ia mașină vine și încarcă aici. Dar mașina școlii se poate încărca, se controlizează acolo cât încărcată și mașina două de-a primărie, dacă o să iasă în viitor. În loc să plătim carburantul la 8 ani, plătim factura la electrică. Da, ideea e că am avut discuții și cu alți colegi cu câțiva proiectași sau început să facă proiecte pe stații de încărcare electrice. La Oatel. El este trecut acolo în ghid, că se finanțează, am cerut și eu link-ul cu ghidul de finanțare. Ar fi, eu zic că, părerea mea, nu știu, acum, o să vinem cu mai multe argumente înainte de a începe proiectul, dacă facem sau nu. Încă nu mi-e clar cum, în ce fel, ce teren, cum să fie terenul. Am văzut să fie că să aibă locul de minim două mașini de parcare. Da. Păi cum să faci factura aia dacă îți dai viitorul? De ce să nu faci? Dacă îți dai și bani, îți dai bani. Nu e ușor nici de făcut, pentru că necesită multă documentație, dar dacă nu faci proiect, sigur nu îți instalează nimeni nicio stație, nimic, nici de purificare aia. Da, viitorul este de aceea, dar dacă proiectul îl face să alimenteze numai mașinile instituțiilor sau poate și privat? Nu, numai... Deci pentru ATO-uri nu am văzut chedul, nu am văzut. Deci pentru ATO-uri sunt, s-a loc un milion de lei. Am înțeles, ca persoană fizică nu poți să trebuie să acordezi alimentele noastre. Da, dar suntem în echipă... Nu, e posibil să se găsească o variantă dacă sunt 3-4 mașini, pentru că noi suntem unitate cu... care creăm venituri. Se poate vedea cât te costă o încărcare și stai chitanță și dacă sunt două, trei, ca să încurajăm cumpărarea mașinilor electrice și puteam chiar să... Poate nu știu, am zis, dar deocamdată nu avem mașini electrice. Da. Dar se poate ceva sistem de privată, dar am să vezi de la Dumnezeu. A, automat, păi sigur, astea vor fi trebuie să ia cineva cât ai încălzit. Să bagi bani și din banii care îi voi acolo, să-ți încarci decât de bani. Da, da. Am văzut în afară. O să vedem, nu știu exact. Da, am văzut o discuție cu diverse, cu școala. Cu eficiența energetică. Dacă tot suntem la capitolul eficiență energetică, o să vă spun că avem la proiectul care e depus pentru școală, pentru eficientizarea. În școala unui Lopăcești. Avem 2.200, așa valoare, 2.292.000.000 de lei. Acum nu știu că care sunt eligibile. Și o sumă de 450.000 neeligibil de unde provin sumele astea din... Deci total de... Construcție și instalați capitolul 4, 2.280 de lei, 361 de lei fără TVA. Și TVA 2.713, total proiect. Din care eligibil 2.257 și neeligibil 511 cu tot cu TVA. Nu 500 fără TVA și cu TVA 604.000. De unde provin sumele neeligibile? Din schimbarea ușilor interioare la amândouă nivele, că sunt foarte uzate și alea pe exterior să... Și diverse lucrări care erau necesare, oportune și nu se încadrau în finanțare. Și am zis că dacă primim pe fondul de mediu 2.200.000, noi o primă dacă mai primim și noi 600.000 ca să iasă o reparație capitală, cam cum e Căminul Cultural Pâncea, știți? Avem punctaj destul de bun. A fost nevoie să depunem la urgență până pe 20. Foarte bine am făcut că acum s-a asistat depunerea, că s-a completat numărul de proiecte. Sunt de la 70 de puncte s-au primit proiectul, noi avem 90 sau 92 de puncte, am înțeles, e echivalat de către proiectar și consultant. Încercăm, am vorbit și cu directorul de la școală și cu doamna contabilă, să nu mai facă
în următorul an investiții majore pe întreținere, să zicem, prin schimbarea parchetului și toate astea, că o să fie scos tot și nu are rost să mai cheltuiască bani pe unde să mai stea un an așa până când vedeam eligibilitatea și până când facem contactarea de finanțare. Și mai putem face acolo, putem repara gardul din partea din sud, din, spre nord, am zis că nu mai reparăm, că poate cumpărăm terenul să-l cumpere primăria cu Consiliul Local, de la Gafița, că zic fetele că-l vând, dar nu știm câți și în ce fel, spuneam când, că mamța nu vrea să plece la copii. Eu zic că după moartea lui doamna Aurica, acum să mai așteptam. Da. Nu se știe. Noi avem, urmează vizita în teren la proiectul care l-am depus cu drumul de exploatație agricolă. Avem un sincop acolo cu pădurea care, nu știu cum, unde poți și eu. Știți, doar mă refer pe chile bine aici. În rest, le putem completa, că se cere să balastăm captele alea care face legătura cu drumul de exploatație. Noi avem mai finalizat, am trecut, am recepționat un drum de exploatație agricolă pe fonduri europene. Se comportă foarte bine după un an jumătate de dare în funcțiune, în funcționare. Deși pe bugetul anului viitor trebuie să prevedem la special sume, cum am mai informat și la consultat și trebuie să prevedem sume pentru întreținerea drumului în mod special, adică erbicidare pe partea calăsată de lucrez Burenu și poate degrada. Refacerea printr-o trecere, cu completarea cu nisip, cu sorturi din astea mărunte, care se împănăm între pietrele alea, cu domnul Clăpii, Cristea, cu toate drumurile. Acolo e foarte bun, nu trebuie umblat. Cât doar cu erbicidare, Burenu... Erbicidare, Burenu și un strat subțirii din nisip, dat ca să fie... Infrastructură e foarte bun. Nu, ca infrastructură e foarte bun, da. Pe Angel Saline avem 2 km de drum depus și extinderea pe Petrești și Fundul Văi, deci este depus în proiecte. Și săptămâna asta am mai discutat, că intră în analiză cât de curând. Încercăm să, dacă mâine trecem vizita în teren la centrul integrat pe port, cu siguranță o să prevedem bani în bugetul pe anul viitor, să, în 6 luni să finalizăm construcția de lângă primărie, cu centrul integrat, să, să dăm utilitate și pe centrul Sală Teatră. Am finalizat și zidul de sprijin la drumul 925 spre biserică acolo. Săptămâna asta am depus documentul de recepționare și să vină comisia de la ISC și toți care sunt reprezentanți și comisie și toți pentru recepționarea obiectivilor pe care mai treci mâine la teren de sport, la fel nu e recepționat și se va recepționa săptămâna asta. Mai vreau să mai cer Consiliului dacă noi obișnuiam la finele anului să acordăm prin Consiliul Local la copii câte un somn, câte un pachetel, 10-15 lei, 20 lei de copil pentru un cadou din Moș Crăciun. Ca să știm dacă ne organizăm, dacă Consiliul Local mai aprobă, în general o să aprobați cât era domnul director, 10.000, 15.000 de lei, cam așa se era. 10.000, da. Prețul a mai crescut cu inflația, costă 10.000. La 500 de copii ar trebui 10 lei. De 10 lei nu prea are ce-i da. Că eu un suc cu 5 lei, ți dau 5 lei, un suc și o ciocolată mică de 5 lei. 2 lei. Ar trebui cel puțin 20 lei de copil. Ca să poată să, să ajungă la fiecare copilaș de Moș Crăciun să primească ceva. Acum nu știu ce servări se pot face, dar pe clasă bănuiesc că poate fiecare dirigent să primească în funcție de număr de copii. Noi putem cere de la dirigenți fiecare clasă câți copii au și să dăm în mod egal
cei care pot trebui să primească. Dacă Consiliul nu e de acord, dacă nu, decideți. Că lăsați fără cadou. Nu, suntem de acord. Sunt bani, de? Doar pentru... Pentru copii, trebuie să găsim copii. Copiii au prioritate întotdeauna. Da. Da, dacă mai sunt întrebări sau lămurit, ne lămurit pe tema. Hai, nu mai dacă nu mai sunt întrebări, supunem la deci suma care a aprobat pentru o moșcăciune. Venim cu proiect de hotărâre. Facem un proiect de hotărâre pentru luna următoare, că vom face ședința mai vedem un pic. Da, o să facem la rectificare. Da, o să avem și mai depozitiv. În principiu o să facem. Eu o să înțelegem la ce s-a vorbit. Dacă nu mai sunt întrebări, încheiem ședința, vă mulțumim pentru participare. Și ne vedem la următoarea ședință.